Bună ziua! În legătură cu situația din Alger, aș vrea să vă informez că în după amiaza acestei zile, autoritățile algeriene au informat oficial ambasada României la Alger asupra faptului că unul dintre cetățenii români care se aflase în complexul In Amenas a decedat. Menționăm că este vorba despre cel de-al cincilea cetățean român aflat în zona de confruntare. Din informațiile obținute de autoritățile române, rezultă că decesul a intervenit în spital, urmarea rănilor grave suferite înregistrate anterior. Ministerul Afacerilor Externe își exprimă profunda dezamăgire pentru faptul că autoritățile algeriene nu ne-au informat corect, complet și la timp în legătură cu situația reală de sănătate a cetățeanului român. Partenerii occidentali ne-au confirmat în cursul zilei de ieri și în această dimineață că ultimul dintre cetățenii români era eliberat și spitalizat, în condițiile în care nu a fost permis accesul la fața locului. Încheierea operațiunii militare de la In Amenas a dezvăluit adevărata dimensiune a atacului terorist, numărul mare de victime și violența morții multor cetățeni. Ministerul Afacerilor Externe va asigura repatrierea corpurilor nezvrătite a celor doi cetățeni români. Vă mulțumesc!